Vin din Spania, însă sunt prietenii Moldovei. O delegație de spanioli au vizitat recent țara noastră și au descoperit multe lucruri despre Moldova. Sunt profesori, scriitori, avocați, antreprenori și fac parte din asociația Amigos de Moldavia, creată de Natalia Melnic, o conațională de-a noastră stabilită de mai mulți ani în Spania. Am vrut să fie un amestec de cadre, un amestec de viziuni, ca să fiecare în felul lui ar capta un moment legat de specialitate, legat de atracția fiecăruia. Și zic că asta ar îmbogăți mai mult interesul final, că este cel de a da, de a promova țara noastră, de a promova numele țării, de a promova gastronomia țării. Sunt foarte ambițioasă, cred că e un proiect care abia a născut, dar este un proiect care va continua, pentru că sunt toți încântați de țară, sunt încântați de farmecul pe care îl transmite locul în care ne aflăm. Persoane din diferite domenii care din prima dată mi-au zis: eu vreau să cunosc țara ta. Viața mea este deja formată, făcută în Spania, dar voi contribui cum pot la distanță, pentru că cred că este foarte important să punem umăr de la umăr și să cum lucrăm în aceeași direcție. Delegația a avut și o vizită de curtoazie la Universitatea Liberă Internațională. Vrem să credem că această vizită va pune fundamentul unei colaborări frumoase cu universitățile din Spania. Vom extinde colaborările cu colegii noștri din Spania. Ne-am pus de acord pe marginea unor idei deja de colaborare, de închegare a unor evenimente comune, care sperăm să fie de bun augur. Moldavia es un país maravilloso, lleno de poesía y lleno de hospitalidad que queremos vincular con el mundo de las letras. ¿Es la primera vez aquí? La primera vez, gracias a Natalia Melnik, que es una gran embajadora de Moldavia en España, que promueve Moldavia, que ha creado la Asociación de Amigos de Moldavia y nos ha abierto a este gran país, gracias a ella. Sabía acerca de sus grandes vinos, pero mi interés fundamental es conectar Moldavia con la poesía, porque actualmente no hay un festival internacional de poesía. La pluma en la inseguridad de un manco, una equívoca letra de serpiente, un veneno que oscila, tienta y miente. Первый язык. În primul rând, limba este asemănătoare, caracterul, felul în care sărbătorim. Chiar și gustul mâncării este asemănător. Desigur, și fetele seamănă cu ale noastre, sunt frumoase. Pero me impresiona la gente, ¿no? Y cuando voy por la calle es la quietud, la tranquilidad, educación de las personas, no hay, como pasa en España, ruido, una bicicleta que se cruza, un patinete. Bueno, yo creo que Moldavia es un país por descubrir, es un país que aparentemente dentro de la Unión Europea o de la parte de España es poco conocido, pero realmente yo creo que entre toda la Unión Europea, entre todos los europeos, tenemos que ayudar a Moldavia para que se sitúe realmente en el mapa y pueda ser conocido, admirado y descubierto, ¿no? Timp de 4 zile, spaniolii au vizitat unele atracții turistice din împrejurimile Chișinăului, dar au avut și o agendă de lucru bine stabilită. S-au întâlnit cu diferite agenții de la noi și au propus proiecte prin care să aducă Moldova mai aproape de standardele europene.